Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Rodica Sărmaș-Furnea și vă urez bun venit la Bursa de Sănătate. Este România pregătită să facă față unei situații de urgență? Pe de altă parte, în constituirea guvernului Cioloș am avut două propuneri pentru funcția de ministru al sănătății în mai puțin de 10 ore. Iată ce ne propunem să dezbatem astăzi cu doctorul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator. Bună ziua și bine ați venit, domnule doctor! Bună ziua, bine v-am regăsit și bună ziua dumneavoastră și respectătorilor noștri! Începem cu tragedia colectiv. Am ales să vorbim mai târziu la Bursa de Sănătate despre această situație, tocmai pentru a se liniști lucrurile și a vedea clar, din punct de vedere sanitar al administrației medicale, unde s-a greșit, dacă s-a greșit undeva. Și acum să facem o cronologie a lucrurilor, așa cum ne amintim noi. Deci am avut evenimentul, s-a dat telefon la ambulanță, a venit ambulanța 5 minute, 10 minute, 20 de minute. După diferite surse, Raed Arafat s-a spus în jur de 11 minute ca timp de reacție. Dacă este cifra exactă, este un timp de reacție rezonabil. Problema este că acest incendiu a fost un eveniment punctual. A fost într-un singur loc, un eveniment cu un număr mare de victime, dar trebuie să ne gândim ce s-ar întâmpla la nivelul unor orașe ca Bucureștiu dacă am avea o catastrofă naturală, un cutremur, care poate să aibă loc, pentru că suntem într-o zonă seismică, cu risc mare seama de periodicitatea cutremurilor din Vrancea, în anii următori va veni sigur unul. Cât de adânc, la ce intensitate, e greu de spus. Dar un cutremur înseamnă nu o singură clădire dărâmată sau un singur incendiu. Înseamnă zeci, poate sute de clădiri dărâmate, zeci sau sute de incendii la nivelul întregului oraș. Este evident că la o catastrofă de acest gen, niciun serviciu de urgență, de ambulanță, de nicăieri din lume nu poate să facă față. Și atunci trebuie să ne gândim cum ne pregătim pentru acest eveniment. Nu mai iau în calcul că printre clădirile care sunt cu risc seismic în București, sunt majoritatea spitalelor, majoritatea policlinicelor. Sunt construcții, multe dintre ele care au 40, 50 sau mai mulți ani vechime. O bulină roșie, cum e Institutul de Cardiologie, C.C. Iliescu. Și în momentul unei catastrofe, unui eveniment de asemenea natură, ajung salvările. Dar unde vor duce pacienții? Păi, haideți să ne întoarcem la tragedia de la colectiv și le prezentăm condoleanțe familiilor afectate. A fost un număr mare de răniți. Peste 150. Foarte, foarte mare, dar cum ați spus, a fost un loc țintit. Da. O singură clădire a fost afectată. Sigur, înțeleg că erau undeva la 400-500 de oameni, încă n-am aflat numărul exact al celor care au fost în clădire. Salvarea a ajuns într-un timp rezonabil, asta... Da. Răspunsul că a fost de 10 minute, că a fost de un sfert de oră, că a fost de 20 de minute, a fost unul corect. Chiar dacă era în centru. Mobilizarea de ambulanțe a fost corespunzătoare, a fost corectă? Numărul mare numărul sau mic? Numărul mare de ambulanțe era necesar. Pe de altă parte, când mobilizezi un număr mare de forțe, trebuie să ai și unde să le desfășori, spațiu, să-ți permită să le aduci pe toate, să aduci ambulanțe, dar în același timp să lași loc să plece ambulanțele cu răniți, cu urgențele. Iar un aspect care este foarte important este ca toate acele ambulanțe care intervin la o asemenea catastrofă să fie dotate cu medic. Pentru că un paramedic, care este în esență un pompier cu niște cursuri de resuscitare, de prim ajutor, nu poate să facă față la acest tip de pacienți. Adică nu este pacienții arși. Pacienți arși, la care nu este numai o problemă să-l scoți din mașină, să-l descarcerezi, să-i faci o respirație gură la gură sau o resuscitare cardiacă, îl intubezi eventual și îl trimiți. Trebuie să știi să reacționezi în caz de intoxicație cu fum, iar noi, spre deosebire de unele țări din Uniunea Europeană și de Statele Unite, nu avem acele kituri
pentru, nu le aveam în trusa de urgență obligatorie, acele kituri pentru intoxicațiile cu cianuri. Nici nu aveau de unde să știe că este intoxicație cu cianuri. Păi, acest lucru vreau să vă întreb, da. În America, în Canada, automat, dacă e vorba intră de în protocol. Incendiu, se face o injecție, nu știu cum intră e în protocol. Europa. Intră în protocol, este care contracarează efectul cianurilor. Da. Nu există o contracarare perfectă. Acestea. Nu s-a făcut pentru că nu le aveau. Deci nu, în trusa noastră de urgență până la momentul X nu existau. Da, dar au mai fost incendii. Sigur că nu au fost la nivelul acesta, dar au fost atâtea case incendiate, inclusiv oamenii aceștia trebuiau să primească această injecție sau aceeași substanță, nu știu, cred că e perfuzabilă în Europa. E o formă de vitamină B12. Nu este obligatorie în toate țările, această intrusa de urgență. Noi nu aveam. S-ar putea ca după acest eveniment să fie inclusă ca obligatorie. Dar eu nu prea am auzit un dezbater decât foarte palid. Problema este că această injecție cumva contraindică pe o perioadă relativ scurtă, de câteva minute, resuscitarea. Și atunci trebuie să vezi ce faci întâi. Îi faci injecția cu fum sau îl resuscitezi dacă e cazul de resuscitare? Îl resuscitezi și apoi primește acea injecție pentru că... Ok. Deci asta ar fi o problemă. S-ar putea ca multe de ce să l-am auzit pe profesorul Lascăr, am avut și o discuție cu domnul profesor în acest sens și mi-a spus că se vor vedea efectele și după 3 luni de la aceste gaze inhalate și mi-a spus că, de fapt, nu ne putem raporta clinic la nimic pentru că nu există un astfel de episod în întreaga lume a numărului mare de substanțe care au fost găsite, că avem trebuie un raport INML deja în acest la sens. La un lucru pe care mulți nu îl vizualizează. Într-o arsură vezi niște răni groaznice la nivelul pielii, pe față, pe corp. Același lucru este în interior. Deci, aerul fierbinte care distruge pielea este aerul pe care îl inhalăm. Iar același efect groaznic, acele umflături, acele edeme date de arsura pe piele, se produc și la nivelul căilor respiratorii. Peste asta se adaugă efectul otrăvitor al substanțelor din acel aer inhalat. Adică avem deja o multitudine de complicații extrem de grave pentru pacientul ars. Iar dacă noi la nivelul traheei, căilor aeriene mari, putem face o intubație ca să depășim un obstacol dat de edem, la nivelul adică ajutăm căilor plămânul să respire. Aerul să ajungă până spre plămân. Dar în plămân propriu-zis nu avem cum să facem ca aerul să ajungă până la alveole. Edemul acesta pur și simplu astupă mare parte din căi. În același timp, în alveole, în căile respiratorii mici, se acumulează lichide, tot felul de secreții. La arsură ați văzut că iese un lichid din piele. La fel, iese și în plămân. Numai că dacă la piele se scurge în afară, în plămân se acumulează. Și asta cumva trebuie să-l evacuezi. Efectul arsurilor de căi aeriene este mult mai grav decât îl putem considera la prima vedere. Păi, deja am văzut efectele, din păcate. Mulți dintre pacienți din cauza asta au decedat. Arsurile pe suprafață mare de corp, da, sunt cauză de deces. Dar dacă căile aeriene sunt de bine de rău protejate, au fost cumva protejate, atunci pacientul acela are mai multe șanse. Sau să zicem, are o șansă. Pacientul care are și arsuri cutanate, dar și arsuri de căi aeriene, are o evoluție mult mai gravă, care nu poate fi prezisă, pentru că are momente în care este echilibrat și în secunda următoare se dezechilibrează și de multe ori nu mai ai ce să faci, plus, după un interval de timp de acțiune al arsurii, datorită destrucțiilor la nivel celular care produc tot felul de substanțe toxice în organism, încep să cedeze alte organe. Încep să cedeze rinichii, încep să cedeze ficatul, începe să cedeze inima. Organele vitale, organele este insuficiența care ne țin în viață. De organ pluriorganică care duce la deces. Care, indiferent ce ai face, indiferent cât de bine l-ai trata, nu ai cum să suplinești toate organele care cedează. Și la un moment dat se termină. Am identificat deja un lucru care nu se întâmplă și nu este vina unui om, ci a unui sistem. E vorba de acele kituri care se administrează în primele ore pentru a contracara
atât cât se poate, într-o proporție mai mare sau mai mică, efectele intoxicării cu gaze, nu efectele arsurilor, ca să înțeleagă lumea. Ce trebuie să înțelegem este că atunci când se produce un incendiu într-o casă modernă, nu este același lucru cu un incendiu în pădure. În pădure arde celulosă. Și într-o inhalăm casă, doar monoxid de carbon. Monoxid de carbon și încă câteva dioxid de carbon și funingine și... Într-o casă modernă unde avem multe lucruri din plastic, multe lucruri sintetice... Inclusiv jucăriile care sunt extrem de toxice. Prin dacă ardere se produc tot felul de gaze care conțin acid cianhidric plus alte derivații petrolieri care sunt extrem de toxici. Deci este cu totul altceva decât un incendiu în natură. Acești derivați de obicei sunt folosiți la bombele chimice. Unii dintre ei sunt... Sigur, într-o proporție mai mare, dar... Unii dintre ei se regăsesc în bombele chimice. Și acolo acest kit de... această injecție, eu îi spun simplu, că diferă acum modul de administrare, este obligatoriu dacă intri în contact. Ar salva niște vieți. Ar putea să salveze niște vieți. Dar fără ea deloc, atunci pronosticul este... Fără ea deloc, aceste substanțe, cum este acidul cianhidric, blochează respirația la nivel celular. Deci chiar dacă, să spunem, căile aeriene sunt întregi, indemne, hemoglobina transportă oxigenul până la nivelul celulelor. La nivelul celulelor, oxigenul nu mai poate fi inclus în procesele de ardere esențiale pentru viață și celula moare. Îmi spunea profesorul Lascăr acum câteva zile că împreună cu profesorul Curcă fac o cercetare pe lotul de decedați ulterior pentru a vedea ce s-a întâmplat la nivel organic, la nivelul organelor interne, pe țesuturi, ce modificări au dus. Din păcate, tocmai asemenea tragedii sunt cele care ajută la obținerea unor remedii pentru eventualele viitoare tragedii. Pentru că în felul acesta este o tragedie, dar au avut material pe care să-l cerceteze, pe care altfel n-ai cum să-l ai. Care, înțeleg că nu există nicăieri în lumea asta, spunea profesorul Lascăr, și că suntem în fața unei situații fără manual, exact, în care medicii nu pot să acționeze decât la nivelul de arsuri, se ceea ce ați explicat și dumneavoastră. Se poate o paralelă cu explozia de la Hiroshima, unde era pentru prima dată se întâmpla asemenea lucru. Din aceste păstrând lucruri se proporțiile. Păstrând proporțiile, evident. Pentru dar că... ca fenomen medical, e același lucru. Haideți să ne întoarcem în acea zi neagră de vineri. Vineri seara, sau sâmbătă seara s-a întâmplat. Vineri seara, am zis bine. Și ce am văzut? Un om, foarte competent altfel, doctorul Red Arafat, dar un singur om, vorbind și în direct, și în același timp și gestionând situația. Într-un caz departe de mine și nu vreau să creadă că în această emisiune îi imputăm ceva doctorului Raed Arafat, pentru că acționa foarte bine, atât cât poate un om. Dar un singur om poate gestiona situațiile de urgență, că nu văd pe altcineva. Adică sistemul n-ar trebui să fie în așa fel încât oamenii aceștia să poată fi substituiți, înlocuiți, că se poate întâmpla orice până la urmă. Om nu poate să facă față la așa ceva. Dar acel om, dacă este pe funcția de conducere, are obligația să producă, să introducă niște protocoale. Chiar și fără el, dacă acele protocoale sunt introduse, implementate cum trebuie, sistemul poate să funcționeze. Fiecare la nivelul lui. Însă trebuie introduse, impuse protocoalele care să fie adaptate pentru fiecare tip de situație de urgență în parte. Mai e un lucru la care trebuie să ne aducem, să ne gândim. Noi am venit cu niște ambulanțe, nu toate aveau medici. În urmă cu nu foarte mulți ani, mai erau niște ambulanțe, sistemul privat de ambulanțe, care aveau și ei medici. Dar acest sistem de ambulanțe private a fost decapitat tocmai și prin acțiunea doctorului Arafat. Prin centralizarea în sistemul integrat de urgență, în care ambulanțele private au fost cumva scoase în afară, în momentul de față ei nu mai sunt ca număr și ca dotare ca acum 5 ani. Deci poate că ar avem... mai fi fost 2, 3, 4 ambulanțe bine pregătite de urgență de grad maxim cu medici urgentiști pe ele, care să fie intervenit atunci. Poate
s-ar mai fi salvat una, două vieți. Nu avem de unde știi. Cred că suntem și dacă li s-ar fi cerut ajutorul, ar fi intervenit. Ar fi intervenit, deci dar ați văzut că, și o să mergem mai departe, ați văzut că atâtea zile n-am avut nevoie de ajutor și acum vreau să demonstrăm că am avut nevoie de ajutor și să vedem unde au fost transportați bolnavii. Deci au fost transportați la primele, la urgență la Floreasca, unde au capacitatea de a îngriji câțiva bolnavi arși, la spitalul de arși, care aveau capacitate atât cât s-a putut primi, oricum s-au primit mult peste, ei, și după aceea s-au dus către spitale care n-au îngrijit în viața lor un bolnav ars. Deci, care este șansa acelui bolnav? Cursurile de arsuri în facultate sunt cumva la și altele pentru majoritatea studenților, absolvenților de medicină. Este adevărat că niciun sistem de sănătate din lume nu poate să blocheze un număr de 100 și ceva de paturi pentru eventuale incidente, accidente, tragedii care se pot întâmpla odată la 10 ani sau chiar mai rar. Problema este că o parte din pacienții care au fost transportați ulterior în serenitate, în primele zile, una, două, trei zile, nici n-ar fi putut fi transportați până erau cât de cât stabilizați. Bine, pentru că n-ar fi rezistat la transport. Să explicăm și aici că au fost transportați doar bolnavii din terapie intensivă. Bolnavii care sunt în continuare în stare gravă și nu sunt în terapie intensivă au rămas în țară, ca să înțelegem despre ce este vorba. Și acești bolnavi pot să aibă o evoluție mai bună sau mai proastă. Și ei pot, bineînțeles. Dar au suferit deja intervenții chirurgicale, urmează altele, ei sunt într-o stare, noi spunem stabilă, dar starea lor este una de sănătate foarte sensibilă. Dintre pacienții care au fost transportați, care erau în stare gravă, câțiva au murit în timpul transportului. Pentru că pacientul ars, intoxicat, este un pacient extrem de fragil. Pur și simplu transportul lui din salonul de terapie intensivă până la ambulanță, transportul cu ambulanța hurducăită pe drum până la aeroport, urcarea în avion, decolarea, variațiile de presiune pe care le presupune un spor cu avionul, indiferent cât de bine este presurizat acel avion, aterizarea, din nou ambulanță, intrarea într-un spital, introducerea în salonul de terapie intensivă, toate aceste procese pot duce la decesul unui pacient aflat într-o stare critică. Sau dintr-un pacient stabil îl poți dezechilibra și îl transformi într-un pacient critic. Se deci poate întâmpla... În primele una, două, trei zile, probabil că majoritatea pacienților nu ar fi putut fi transportați în afară. Ce am fi putut să folosim ar fi fost niște echipe suplimentare de medici din străinătate. Pricepuți în... cu experiență în genul acesta de pacienți. Mulți dintre ei pot să fie medici militari. Într-un război, din păcate, sunt multe arsuri. Probabil că existau în țările prietene cu care avem relații echipe medicale care ar fi putut să îi ajute pe ai noștri. Au și venit în momentul când au fost solicitați, au venit, dar deci trebuiau chemați. Nu să îi înlocuiască. Sigur. Nu trebuie să credem că medicii noștri sunt slab pregătiți. Dar într-o situație de acest gen pot fi pur și simplu depășiți. Noi nu vorbim de competența medicilor, noi vorbim că au fost duși în secții, pentru că nu aveau loc în, nu mai aveau loc în secțiile specializate, la medici care, deși erau specialiști în chirurgie plastică și reparatorie, n-au îngrijit bolnavi. Are capacitatea să lucreze la nivel maxim un număr de ore, după care e și el om. Are nevoie de odihnă, are nevoie de un pic de somn, are nevoie să mănânce ceva. Nu poate lucra ca un robot 48-72 de ore. Ei, problema a fost că noi am avut medici, să zicem, de prima linie, dar nu aveam nimic în spate. Cei care ar fi trebuit să îi înlocuiască nu existau, pentru că nu aveam suficient de mulți specialiști în acest gen de patologie. Și atunci, aici am și avut nevoie de ajutor. Pur și simplu să vină unii să îi înlocuiască, să-i lase pe unii să se odihnească un pic, ca să poată să își rea activitatea. Pentru că să nu uităm, noi am avut acest dezastru, dar pe lângă asta, spitalele au pacienți obișnuiți. Există infarcte în continuare, există AVC-uri în continuare. Există bolnavi arși în continuare. Arși în continuare, că am văzut după ce a fost accidentul din colectiv, au mai fost vreo două incendii. A fost cel de la Brașov, care a avut chiar un număr consistent de victime. Resursele pe care le puteam aloca erau atât de întinse în momentul acela, încât nu mai puteai să reacționezi la altceva. Și aici revin la întrebarea de la început,
ce faci în caz de dezastru. Unde medicii sunt cât sunt, numărul pacienților ar fi incomparabil mai mare, mijloacele de intervenție ar fi incomparabil mai puține, pentru că, din păcate, dacă spică un spital, s-ar putea să spice și peste garajul de ambulanță și o parte din ambulanță să se distrugă. Străzile, căile de acces să devină de nefolosit. Aici voiam să vă întreb, pentru că majoritatea spitalelor sunt în zone intens traficate, iar, eu știu, accesul către camerele de gardă se face foarte greu. Ei, în cazul unui dezastru s-ar putea să avem o problemă de trafic. Apare problema dărâmăturilor, clădirilor dărâmate care blochează străzile, apare problema panicii și a blocării cu autovehicule, care în momentele acelea nu mai răspund la sirena evident salvării sau că îi face un polițist un semn să tragă pe dreapta. Apare problema distrugerii unor spitale, apare problema întâi a prăbușirii unei clădiri, după care prin scăpări de gaze din țevi să avem explozii și incendii, apar problemele sunt mult mai complexe în cazul unui cataclism natural. Dar să revenim la tragedia din colectiv și aș vrea să nu numesc spitalele care n-au o pregătire, pentru că încă mai sunt pacienți internați acolo, să nu alarmăm familiile, dar vreau să vă întreb, știți, am văzut în primele două zile și nu știu dacă se mai întâmplă eu la asta, a fost creat atunci ad hoc o comisie cu doi sau trei medici pricepuți care mergeau dintr-un spital în altul și eventual și era foarte prețioasă expertiza lor în acest domeniu. Ei, s-au oprit aceste lucruri. N-ar fi fost necesară? Pentru că totuși vorbim încă de un număr consistent de răniți încă internați și vă spun că starea lor, deși, repet, starea lor e stabilă, dar e o stare gravă. Au probleme mari de sănătate acești tineri. Au probleme și, din păcate, multe dintre probleme se vor întinde pe perioade întinse de timp. Vor exista sechele atât la nivelul pielii, cât și sechele la nivelul aparatului respirator. La alții vor putea fi sechele neurologice în funcție de cât de adânci au fost arsurile. N-a fost distrusă numai pielea, au fost distruse și nervii, au fost distruse mușchi, au fost distruse vase de sânge. Aici va fi foarte mult de lucru. Unii dintre ei vor suporta intervenții chirurgicale repetate, întinse peste mai mult de un an de zile. Vor exista probleme psihologice majore, atât pentru cei care au fost răniți, care au fost mutilați în acest incendiu, cât și pentru familiile lor. Și pentru familiile lor, cât și pentru cei care se vor simți vinovați că ei au trăit și prietenul, soția, soțul a murit, că nu așa a putut salva un prieten care era cu el, că n-a mai avut putere sau i-a fost frică în ultimul moment, ceea ce este de înțeles. Deci, acești oameni vor avea nevoie de o consiliere psihologică pe termen lung și o consiliere psihologică avizată. Deci nu orice absolvent de facultate de psihologie poate să ajute în asemenea lucruri, în asemenea situații. Deci problemele sunt complexe, se întind mult dincolo de momentul în care vor fi externați în spital. Dar să vedem și părțile bune. Am văzut solidaritate medicală, atât la nivelul medicilor, cât și la nivelul personalului sanitar și auxiliar. Și solidaritate umană. Solidaritatea umană care a fost dincolo de aceste lucruri, am văzut chiar schimbări la toate nivelurile care au survenit și vom vorbi despre acestea, mai ales pe partea sanitară, în partea a doua a emisiunii. Deci toate lucrurile astea au scos și lucrurile bune din noi. Da, au scos, dar e bine ca aceste lucruri bune din noi să iasă în zilele normale, să facă parte din normalitate și nu să fie consecința unei catastrofe. Mai ales că am văzut că tragedia aceasta putea fi evitată. Sau proporțiile ei cel puțin. Probabil că proporțiile ar fi putut fi evitate. Probabil că există mai multe paliere de vină, mai mulți vinovați. Nu știu, sincer, dacă vinovat este primarul sau nu. Problema era că și el ar fi trebuit să aibă la nivelul primăriei niște proceduri care să ducă la evitarea unor asemenea evenimente. Ei, dar în momentul când ți se pune un dosar în față care are tot felul de hârtii, el se semnează ca primarul de multe ori. Da, e de discutat. E bine să nu se mai semneze ca primarul și poate că măcar acest lucru va fi reglat, dar vă propun să continuăm discuția după o pauză de publicitate.
Ne-am reîntors în platoul emisiunii Bursa de Sănătate. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este doctorul Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator. Ei, în partea a doua vom vorbi strict despre ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate și, bineînțeles, am spus la începutul emisiunii, că în construirea Guvernului Cioloș am avut două propuneri pentru funcția de ministru al sănătății în mai puțin de 10 ore. E vorba de Andrei Baciu, modelul, eu știu, defilat pe tot internetul și pe toate, așa, și Patriciu Achimaș Cădăriu, care este directorul Institutului Oncologiei din Cluj, care este deja și ministru al sănătății, cu 3 ani de administrație sanitară în spate. Pentru că și acolo a plecat profesor Alexandru Irimie în funcția de UMF și a luat acest doctor, ministru al sănătății deja, această funcție, pentru că profesorul Irimie ar fi fost pe viață acolo, dar era deja într-un uriaș conflict de interese. Știm lucrurile și le spunem așa cum sunt. Haideți să vorbim despre Andrei Baciu, un medic rezident. Prima propunere a dus 28 de ani în derizoriu funcția de ministru al sănătății, nu datorită faptului că a fost model. Pentru, nu, pentru că inclusiv un prim-ministru care este președinte al Senatului a fost în tinerețe model. Deci una nu contrazice pe cealaltă. Poți să fii o persoană extrem de bine pregătită și extrem de inteligentă și să faci o perioadă de timp modeling. Deci asta nu este problema. Dar problema este de un tânăr de 28 de ani, de acest rezident. Om care este un absolvent de medicină în urmă cu 4 ani, este medic rezident, nu și-a terminat specialitatea, a făcut niște cursuri de management sanitar la distanță, la o universitate din Marea Britanie. Este evident că nu avea cum să aibă cunoștințele și experiența necesară pentru a manageria un sistem cum este cel de sănătate și un sistem care se află într-o criză perpetuă. Mă întreb cum ar fi negociat, eu știu, deci, acest doctor cu... Hai să iau profesorul Irinel Popescu, de exemplu, deci care acest, are o aliură, o ținută deosebită. Acest coleg al meu, că este medic, ar fi fost mâncat cu fulgi de profesorii pe care unii dintre ei îi avea conducători de rezidențiat. Deci n-ar fi avut cum să se impună. A fost o greșeală. Asta ce ne spune? Că deci, lista a fost făcută pe genunchi? Nu, sau asta ce ne s-a arată întâmplat? Că în România sistemul de sănătate este și va fi în continuare o cenușăreasă. Adică tratat cu neseriozitate. Este tratat la fel ca și până premierii. Acum. Speram că va fi tratat altfel, dar nu, s-a dovedit că nu. Acum, nu știu dacă vina este integral a primului ministru desemnat sau a fost sfătuit cu intenție sau nu, i-a fost recomandat acest tânăr pentru postul de ministru. Pentru că domnul Dacian Cioloș este un specialist în agricultură. A fost comisar european pe probleme de agricultură. Evident că în domeniul sănătății nu are conexiunile necesare. Dar consilierii trebuie să fie cei potriviți. Aici este problema. Pentru că el a fost sfătuit, i-a fost recomandat această persoană. Cine l-a sfătuit? L-a sfătuit probabil cu intenție, poate din neștiință, poate cineva a vrut să controleze sistemul de sănătate prin interpuși. Acum ce știm noi este că acest doctor, Andrei Baciu, care urma să devină ministru sănătății, de curând a lucrat într-un proiect cu un alt potențial, eu știu, ministru al sănătății dat, așa ca sigur, pe multe medii. Dacă nu va fi primar. E vorba de doctorul Cristian Bușo, europarlamentar, și se spune că, de fapt, recomandarea ar fi venit din partea doctorului Bușo, dar vorbim pe sursă în clipa aceasta, vă avertizăm, dar e foarte posibil să vină din această zonă. Neexistând o informație certă, nu pot să fac comentarii. Cristi Bușoi, cât timp a fost la președinte la Casa Națională de Asigurare de Sănătate? A avut o prestație, a avut foarte o prestație bună. Corectă. Corectă, deci și decentă. Nu știm care este. Cert este că propunerea a fost o propunere proastă. Ce a fost propus în locul domnului Baciu? Doctorul Patriciu Achimaș Cădăriu, care este și ministrul sănătății. Deci, dânsul
pare să fie o propunere mult mai vorbim bună. Vorbim de un conferențiar, deci este doctor, vorba de o persoană cu experiență, cu o carieră universitară. Carieră universitară în spate, carieră administrativă în spate, fiind conducătorul Institutului de Oncologie, care este un institut mare, al doilea, unul din cele mai mărime, bune institute după... ale țării din punct de vedere medical, care sigur are o imagine mult mai corectă asupra sistemului decât putea să o aibă domnul Baciu, care îi doresc peste 20 de ani să fie ministru al sănătății. Da. Dar după ce și-a căpătat experiența că necesară. Că n-a deranjat pe nimeni că a fost model, nu, nu. Ci faptul că avea 28 nu. De ani, nu, iar era medic rezident. Modalitatea în care a fost prezentate acele fotografii din trecut pe vremea când făcea modeling a fost chiar tendențioasă de majoritatea. Ei, au avut material. Presa umblă după scandal. Au avut material și... Era păcat să nu-l folosești. Era în lista lui Cioloș. Da. Acest lucru nu poate fi trecut cu vederea. Deci avem deja un ministru al sănătății, dar avem și un secretar de stat arestat de luni. Luni a fost dus, luat de procurorii anticorupție, perchezitii la Ministerul Sănătății. Aici cum stăm? Pentru că procuratura cam umblă prin spitale. Acum dacă a început să umble și prin Ministerul Sănătății și de câteva luni vedem directori? Păi, vedem directori. Am văzut medici. Dar nu era nimeni de la conducerea sistemului. Din vârful sistemului se pare că acolo totul este frumos, curat și limpede. Ceea ce era destul de greu să fie adevărat. Nu știu, nu am date despre dosarul domnului Țugmeanu. Cred că nimeni dintre noi nu știe la momentul de față aproape nimic. E un dosar de corupție, asta este am auzit clar, că este un dosar de corupție fost, și cam atât. Nu știu dacă este vinovat sau nevinovat. E reținut nu în este aceasta, problema mea să mă pronunț. Deci nu sunt judecător, nu. Dar este evident că într-un sistem... Dar nu se vede bine din afară. Nu, nu se vede deloc bine. Vorbim de imaginea care Ministerului este Sănătății, acuzat totuși de corupție de foarte mult timp. Evident că există corupție și la vârf. Nu știu dacă domnul Țugmeanu este cel care este corupt. Nu știu dacă el este singurul care ar putea fi acuzat de așa ceva. Deci asta este treaba organelor abilitate să cerceteze. Dar, într-adevăr, nu dă deloc bine acest lucru. Dar să sperăm că lucrurile... Vor veni alți secretari de stat cu siguranță. Deși, apropo de secretarii de stat, l-am văzut că am vorbit în prima parte de tragedia de la colectiv, profesorul Dorel Sândesc a avut o prestație excepțională. A reușit să coaguleze și medicii străini, și medicii români și să lucreze foarte bine pentru răniții dânsul din incendiu. Dânsul a avut avantajul specialității. Este ateist. Anestezist, sigur. Deci era exact pe specialitatea care era cea mai implicată împreună cu chirurgia plastică și reconstructivă în acest gen de pacientură. Deci pe lângă experiența managerială avea experiența medicală, experiența de viață. Ce faci într-o asemenea situație? Vreau să punctăm și lucrurile bune de la nivelul Ministerului Sănătății, deși este un minister care a avut cei mai mulți miniștri. A avut mulți miniștri, majoritatea tragici, ca să nu zicem dezastruoși. E o funcție decorativă, funcția de ministru al sănătății? Cred că da. Cred că, din păcate, la nivel politic, la nivel de decizie, este considerată la și altele. Adică un ministru al sănătății are forța necesară în guvernul din care face parte de a schimba ceva la nivel structural, dacă vreți. Haideți să luăm, să facem un exercițiu de memorie. În 25 de ani, dacă luăm miniștrii sănătății, ce poziții au avut în partidele care i-au propus și alți miniștri la finanțe, la interne, ce poziție au avut în partidele lor. Evident că atunci când se discută, când se negociază la nivelul guvernului o alocare de fonduri, sănătatea nu are aceeași putere de negociere. Mai mult, atunci când există o intenție de a obține voturi în urma unor măsuri luate, sănătatea nu ți-aduce voturi direct. Nu e ca atunci când dai gălețile și la voturi din cauza mălaiul sănătății și făina și uleiul în găleți inscripționate. E cu totul altceva. Poți pierde, dar pierderea aceasta de voturi din cauza unui sistem de sănătate care nu merge, este mult mai difuză, mult mai greu de localizat, mult mai greu de arătat cu degetul. Pe când dacă
iei o măsură în urma căruia disponibilizezi 10.000 de oameni, aia este mult mai vizibilă, cu o reacție mult mai individualizată, mai puternică. Și atunci, politic, s-a mers pe această soluție. Dar, din păcate, în România, decizia politică de cele mai multe ori a justificat incompetența. Nu e bine ce spuneți și nu este prea optimist, dar să vedem cum stau lucrurile la modul concret în medicina de ambulator. Acum, în luna noiembrie. Păi, în luna noiembrie, anului anului 2015. 2015, stăm pe încă lucrăm pe contractul 2014-2015. Încă se lucrează? E Pentru că a contractul, fost e în bianual. derulare. E contractul în derulare. Urmează negocierile Urmează pentru viitor. Negocierile. Am avut prima serie de discuții la sfârșitul lunii octombrie, la cu nivelul un casei de ministru care asigurări, pleacă și cu cu președintele casei de asigurări, și aici e de văzut, va rămâne același președinte la casa de asigurări sau nu? Ar trebui să rămână, dacă mă întrebați pe funcția mine, de pentru președinte că de casă a e avut o asimilată prestație cu cea de bună. Secretar de stat. A avut chiar o Dar prestație în bună, același timp a fost o funcție doctorul Ciorchea. numită oarecum politică. E posibil ca să se schimbe, e posibil să rămână. Nu știu. Păi, dacă vrem tehnocrație, ar putea rămâne, că este bună Decizia acolo nu e a unde mea. Este. Decizia este altora, în mâna altora. Dar va trebui să vedem ce se va întâmpla la anul. Din discuțiile pe care le-am avut la nivelul casei, intenția este de întărirea ambulatoriului, numai că această întărire a ambulatoriului a fost declarată și clamată de ultimii 5 miniștri și ultimii 5 președinți de casă. De 25 de ani auzim de întărirea ambulatoriului, dar se tot întăresc spitalele. Ce înseamnă întărirea ambulatoriului? Scăderea costurilor. Scăderea pentru costurilor sistem. Pentru sistem. În același timp, ce măsuri trebuie să iei ca să întărești ambulatoriul? Este suficient să crești bugetul alocat, alocarea din bugetul casei pentru ambulatoriu? Probabil că este o măsură necesară, dar nu suficientă. Adică vreți să spună că este foarte mic acum acest bugetul buget este, alocat, bugetul este relativ, vorbim de creștere? Bugetul este relativ mic. Adică ajunge pentru acel... Ajunge pentru ca pentru o consultație nevoile... să fie decontată cu 12 lei, 13 lei, ceea ce este evident puțin. Dar, pentru ca să funcționeze un ambulatoriu, ai nevoie de mai multe lucruri. Ai nevoie de un spațiu în care să funcționezi. Politica de spații, de concesionări de spații către cabinetele medicale individuale, către SRL-urile cu activitate medicală de ambulatoriu a primăriilor, a fost foarte incoerentă și a fost axată pe un singur, pe o singură direcție până acum. Cum scoatem noi bani de la pacienți? Hai să le mărim redevențele, hai să le vindem spațiile la prețuri cât mai mari de clădiri de clasa A, premium, chiar dacă sunt policlinici construite în anii 60 care nu au fost reparate niciodată. Deci, din punctul de vedere, autoritățile locale în majoritatea orașelor nu au avut niciun fel de politică de sprijinire a activității medicale, nici măcar nu mai zic ambulatoriului. În al doilea rând, ai nevoie de aparatură. Pentru că nu poți să faci medicină în ziua de astăzi numai cu stetoscopul și cu ciocănelul. Da, îți știți trebuie că aparate. Majoritatea aparatelor sunt second hand în țară. Multe cel din puțin. Aparatele de la noi din țară sunt second hand pentru că nu-și permit, noi. Pentru că nu există niciun fel de facilități acordate de Ministerul de Finanțe Băncile... pentru achiziția de aparatură, pentru că toate entitățile, firme, cabinete medicale care funcționează în domeniul medical nu-și pot deduce TVA-ul și nu-și pot rambursa TVA-ul la aparatura medicală, care în momentul de față încă înseamnă cam un sfert din valoarea aparatului. Deci, dacă vrei să cumperi un aparat, tu ca furnizor TVA-ul de servicii, plătești TVA pe acel aparat. TVA-ul e tot de 24%? Tot de TVA, tot că de 24%. Că pe servicii parcă stă nu, mai tot de 24%. Tot 24%. În momentul de față, TVA-ul este tot de 24%. Nu există nicio diferențiere de TVA. Păi nu e bine. Nu există nicio scutire de TVA pentru aparatura medicală. Deci aici iarăși ar fi un domeniu în care statul, guvernul ar putea să ia niște măsuri. Deci nu se poate deduce TVA-ul? N-ai nu se poate. Pe firmele nu. De obicei au aceste... O firmă de construcții își deduce TVA-ul pentru camionul pe care l-a cumpărat. Eu pentru tomograful pe care îl cumpăr nu pot să-mi este deduc TVA-ul. Este incredibil ce îmi spuneți. Deci, lucrurile acestea au rămas, au pur, rămas și simplu, pur și simplu neschimbate. Neschimbate. Când e o chestiune de economie esențială, elementară, evident, pentru a dezvolta sistemul privat sanitar. În sistemul public
S-a mărit salariile cu 25%, se mai dă o mărire de 10%. Un furnizor de servicii medicale care este în contract cu casa de asigurări nu a beneficiat de o creștere a punctului sau a numărului de puncte acordate pe o consultație care să permită la rândul său să mărească salariile angajaților. Deci, un furnizor ia bani de la casă, dar ia bani pe serviciu medical prestat la valoarea contractată cu casa de asigurări. Guvernul vine la un moment dat și spune, în sistemul sanitar public mărim salariile cu 25%. În sistemul medical privat, pentru că ambulatoriul în marea majoritate este privat, nu a existat. Și este foarte bine că este așa. Nu a existat o transpunere a acestei măsuri. Ar fi trebuit să există o măsură nediscriminatorie la nivelul întregului sistem în cazul acesta. Pentru că și spitalele, la rândul lor, își au banii tot de la casa de asigurări prin contract. Modalitatea în care se cresc salariile în condițiile în care spitalul are același contract cu casa de asigurări, eu încă nu mi-am lămurit-o foarte clar. Și de unde vine fila bugetară? Și de unde vine fila bugetară? Această majorare? Pentru că ministerul a zis din fondul de asigurări de sănătate. Da, dar casa de asigurări contractează cu spitalul servicii medicale, nu salarii. Ori avem spitale care la momentul acesta au costuri de personal de 90 și chiar peste 90% din totalul bugetului. Unde mai bagi încă 25%? Acum, dacă stăm bine și ne gândim, să ne imaginăm un cerc cu tot bugetul acesta, o parte se duce pe salarii, da, și o bună parte se duce înapoi statului sub formă de impozite, da, sau TVA pe alte zone. Deci foarte puțin ajung efectiv în piața de consum, în piața liberă. Sunt multe paliere pe care s-ar putea interveni pentru a favoriza ambulatoriul. Există, în afară de aceste probleme administrative de care am discutat mai devreme, există unele probleme mult mai specifice, cum ar fi circuitul pacienților. Un pacient se prezintă la medicul de familie care este prima verigă, gatekeeper-ul, păstrătorul, apărătorul porții. Acel medic de familie ia contact cu pacientul, se orientează. Dacă este o problemă care ține de competența lui, o poate rezolva local. Dacă depășește ca competența unui medic de familie, și mă refer la competența lui profesională ca specialitate, nu la competența lui profesională ca medic, acel pacient trebuie trimis mai departe. Nu orice pacient însă care este trimis mai departe trebuie să ajungă la spital. Pentru că sunt situații multe care se pot rezolva la nivel de ambulatoriu, cu costuri evident mult mai mici pentru sistem. Dar să explicăm și de ce, pentru că dispar costurile hoteliere. Dispar costurile hoteliere, dispare tot aparatul administrativ care există la un spital, care generează la rândul lui costuri. Dispare un anumit tip de supra-investigare a pacientului în spital. Să facem toate analizele, chiar dacă nu are nevoie de toate, că tot l-am internat acum săracul. Care intră până la urmă în niște lucruri obligatorii. În final ajung într-un coș. În ghidul și în protocolele terapeutice. Dacă ajungem la ghiduri și protocoale terapeutice, vom constata că noi nu prea avem ghiduri și protocoale terapeutice, decât punctual. Și atunci de ce avem asigurări de malpraxis? Pentru că nu pentru că trebuie să dăm niște bani. În același timp, neavând ghiduri și protocoale, nu putem să standardizăm un act medical. Vom vedea că același pacient cu aceeași patologie este într-un fel tratat într-un oraș, în alt fel tratat la țară. Într-un fel tratat într-un centru universitar, în alt fel tratat în alt centru universitar. Costurile putând să varieze foarte mult dintr-o parte în alta, făcându-i în esență cam aceleași manevre și cam același tratament. Deci noi avem nevoie de niște metode de a standardiza tratamentul pacienților. Evident că fiecare pacient este un caz în parte. Evident că medicul trebuie să aibă libertatea de a se mișca chiar dincolo de ghid în unele cazuri justificate medical. Evident. Dar este nevoie de un sistem de coerent și standardizat. Este un ghid. Mulți nu vor să le accepte, nici la nivel de medici, să zicem, de ambulator. E foarte peiorativ să spun medic simplu. Dar nici la nivelul profesorilor noștri nu se dorește foarte mult. Aici trebuie să intervină nou guvern și aici ar trebui, nou ministru al există sănătății. Sisteme de sănătate multe în Europa și în afara Europei care lucrează după acest sistem,
al ghidurilor și al protocoalelor. Ar fi foarte simplu, așa cum în asigurările de sănătate am mers pe modelul german, pur și simplu să luăm și să adaptăm un sistem coerent de ghiduri dintr-una din țările acestea în care funcționează, pe toate disciplinele, și să-l introducem. Iar marii profesori vă spun că acolo unde nu-i lege, nu-i tocmeală și se vor conforma. Acum li se permite acest lucru și atunci sigur că au idei, au orgolii. Pentru o durere de cap, nu-i faci radiografie de craniu. Nu-i faci nici RME. RME dacă nu este justificată prin semnele clinice și prin alte investigații. Deci trebuie să știi cum te adresezi la fiecare pacient în parte. Și trebuie să terminăm odată isteria aceasta, dar pacientul de a cere doctorului anumită investigație. Ce trebuie înțeles? Le cer pe buzunarul tău dacă vrei, te duci frumos în sistemul privat și îți faci ce tot ceea înțeles? Ce vrei. Foarte bine. Pacientul merge la medic pentru că medicul este specialistul care știe să-l trateze. Medicul este specialistul care știe să-l investigheze ca să poată să-l trateze în ultimă instanță. Deci medicul decide ce investigații ai nevoie, medicul decide de ce tratament ai nevoie. Dacă tu ca pacient încerci să impui medicului, mai bine stai acasă, pentru că înseamnă că te pricepi și nu ai nevoie de medic. Să vedem și avantajele pentru pacient a întăririi ambulatorilor de specialitate. Vorbim aici de medici specialiști, nu vorbim de medicina de familie. Se vorba de medici specialiști. Pentru pacient există un avantaj mult mai simplu. Nu stau în spital, nu aștept să mă internez, nu sunt blocat o perioadă lungă de timp, nu sunt obligat să stau departe de familie sau de servici, pot să am acces cam la toată gama de specialități de care am nevoie, pentru că sunt pacienți care au mai multe specialități. Evident, și mai medicină de familie de obicei, nu întotdeauna. Și mai multe specialități. Sunt ambulatorii mari care au câte 20-25 de medici specialiști în specialități diferite. Foarte bun și cu multă experiență și chiar dotați, pentru că mulți au reușit chiar în condițiile acestea. Evident, într-un ambulatoriu ai acces și la laborator, ai acces și la un centru de imagistică. Majoritatea ambulatoriilor mai mari au integrate în aceeași clădire. Există servicii de imagistică, există laboratoare sau există unele în apropiere. Deci pacientul poate să fie tratat în majoritatea cazurilor în ambulatoriu. Pentru spital rămân acei pacienți gravi, acei pacienți a căror stare de sănătate impune spitalizarea. Pe care medicul specialist din ambulatorul direcțional va trimite, evident, dacă el nu face... Normal ar fi medic de familie trimite la medicul specialist. Medicul specialist face al doilea triaj care decide pe acești pacienți îi pot trata aici, starea lor nu este gravă, este ori o consultație de rutină, ori o mică agravare sau o mică decompensare pe care o pot rezolva aici, iar pentru spital sunt acei pacienți a căror stare este gravă, care se află într-un risc vital, imediat sau mai întârziat și care au nevoie de un tratament mult mai intensiv. În felul acesta, pacienții care ajung la spital nu mai aglomerează un număr limitat de medici, nu folosesc nerațional, ca să nu spun irațional, resursele spitalului și în ultimă instanță, acei pacienți care ajung în spital vor avea parte de un tratament mai bun și de servicii mai bune, tocmai prin neaglomerarea serviciilor spitalicești. Dar există temerea, nu știu dacă este justificată sau nu, la spital plătești mai puțin din buzunar unele investigații, pe când în ambulatorile de specialitate sunt cam plătite multe dintre ele. Cum stăm aici? La modul real vă întreb. În ambulatoriu, un pacient ajunge în două feluri. Venind prin sistemul public. Venind prin sistemul public, vine cu bilet de trimitere și cu card de asigurat. Venind cu cardul de asigurat, posibilitatea unui medic de a deconta servicii inexistente a scăzut foarte mult. Evident că este un control informatic. Există un control informatic. În contractul cadru există servicii care sunt clar definite și norme care sunt acoperite de asigurare și există servicii care nu sunt acoperite de sistemul de asigurare de sănătate. Nu se găsesc în anexele la normele contractului cadru. Asta vă spun, acelea că nu se bat aceleași cu spitalul. Acelea se fac cu plată. În funcție de ce are nevoie pacientul, se pot face, poate să fie pacient care să nu aibă de plătit niciun singur leu sau pot să fie situații în care să aibă de plătit ceva suplimentar. În cazul spitalelor este
să zicem, o situație un pic diferită, pentru că, în principiu, cam tot ce se face într-un spital public E de este contat. de contat, chiar dacă unele din acele servicii, cum spuneam și mai devreme, nu sunt întru totul justificate de starea de sănătate a pacientului respectiv. Uneori se face risipă. Uneori chiar și noi medicii cerem mai multe investigații ca să ne asigurăm că acela este diagnosticul și că tratamentul merge cum trebuie. Mai multe decât am avea nevoie. E un fel de supraprotecție a noastră, pe de o parte. În același timp este vorba de o presiune a pacientului care solicită. Că a auzit el că știți, am auzit eu că dacă fac și chestia aia este bine și vreau să-mi faceți și lucrul ăla. Și știți cum e, medicul poate fi ușor acuzat de malpraxis și hărțuirea lui, că este pe cheltuiala și pe buzunarul Hărțuirea acelui lui, medic. a, n-ai vrut să-mi faci, să... de ce nu m-ai trimis la tomografie? Că știu eu că tomografia aia, dacă mi-o făceai, îmi rezolva problema. Deci trebuie să înțelegem, să ne lăsăm pe mâna medicului când Deci ajungem la este el. esențial ca medicul să fie lăsat să-și facă treaba. Lăsat să-și facă treaba atât de către pacient, Cât cât și și de de către sistem, autorități. și reținem acest lucru, domnule doctor. Vă mulțumesc pentru prezența în platou, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Rodica Sărmaș Furnea și vă urez o seară excelentă.